După ieșirea de la liturghia de duminică, membrii comunității din Tămășeni s-au adunat la Monumentul Eroilor, amplasat în parcul din fața primăriei, pentru a resfinți monumentul recent renovat și a aduce un pios omagiu celor căzuți pe câmpurile de luptă în timpul celor două conflagrații mondiale. Privind astăzi pe acest monument, vedem sus Sfânta Cruce. Vrem să binecuvântăm acest monument în mod solemn, să cinstim în credință planul lui Dumnezeu, prin care misterul crucii a devenit sacrament al îndurării dumnezeiești și al iubirii față de oameni. Privind crucea, să ne amintim că pe ea s-a împlinit jertfa mântuirii, prin care Hristos a iubit și iubește biserica, adică poporul său. Mă bucur că astăzi suntem împreună pentru a sărbători ziua comunei, dar și pentru înfăptuirea Marii Uniri. La 100 de ani de la Marea Unire, ne aducem aminte că avem datoria morală de a cinsti memoria celor care au făcut tot posibilul să existe România Mare. Îmi doresc ca în acest an centenar să fim uniți, să cumulăm toate puterile noastre pentru binele comun, pentru binele fiecăruia dintre noi, să facem împreună o echipă constructivă cu proiecte și realizări frumoase. Așa cum se obișnuiește la astfel de ceremonii, Consiliul Local a emis mai multe hotărâri prin care au fost desemnați cetățenii de onoare ai localității. A urmat apoi un scurt program artistic de muzică patriotică interpretat de un grup de elevi ai școlii din localitate. Am hotărât de a acorda titlul de cetățeni onoare câtorva oameni din comunitatea noastră, pe care îi stimăm și fac cinste comunei noastre prin activitățile desfășurate de către ei de-a lungul timpului. Și aceștia îi vom invita în față și le vom mâna aceste diplome de onoare. Simona? Spune, te-a lupus ce stai un pic mai așa. Se acordă titlul cetățean de onoare părintele Adămuț Dumitru pentru începerea lucrării bisericii, coborârea Duhului Sfânt din satul Adjudeni și pentru îmbunătățirea simțitoare a condițiilor de viață a locuitorului satului. Post mortem. Părintele de la Adjudeni. Cetățean de onoare familiei Gașpal Ioan și Maria pentru viața socială activă în comunitate și pentru dăruirea celor patru preoți din cei 9 copii ai familiei. Parcul din fața primăriei a fost amenajat un stand cu produse tradiționale românești, miere de albine și dulciuri produse în gospodăriile localnicilor, iar pe scenă au evoluat formații locale și cântăreți consacrați din folclorul românesc, Mioara Velicu și Viorica Macovei.